Un cigaș în serie a atacat 3 oameni în numai 48 de ore. Prima oară în weekend, în Alba Iulia, unde o mamă și fiul ei au căzut victime. Criminalul a reușit să scape și a lovit din nou. Chiar de ziua lui a ucis încă o femeie în Botoșani. Tânărul abia ieșit din închisoare, unde a stat 5 ani pentru viol. Tânărul din imagine a reușit să-i șocheze chiar și pe procurori. În fața lor a recunoscut senin că a ucis 2 femei. Luni, chiar de ziua lui, a atacat o pensionară din Botoșani. A intrat în casa ei, însă femeia l-a prins în timp ce încerca să o jefuiască. După 2 lovituri de cuțit, bărbatul a fugit, iar victima lui și-a dat ultima suflare în mâinile medicilor. Prins de anchetatori, tânărul a mărturisit că e criminal în serie. În weekend a mai atacat odată. Duminică dimineață, polițiștii au fost anunțați că o femeie de 80 de ani și fiul ei de 53 de ani nu mai răspund la telefon. Anchetatorii au găsit mai întâi trupul fără viață al mamei. Bătrâna era în ușă, la grădina, acolo era moarte, jos. Lovită în partea dreaptă. Fiul ei, inginer constructor, era inconștient în baie cu răni grave pe corp. Jefuiți, sărați, bătuți, omorâți. Am înțeles că pe doamna o avea și el a fi bătut și l-a fi încuiat în baie. Atacatorul este recidivist. La numai 24 de ani a petrecut deja 5 ani în închisoare pentru viol. Fusese eliberat anul trecut. Acum se va întoarce după gratii.